Ce am mâncat prima dată când am ieșit în oraș, după ce m-ai sărutat prima dată? Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de asta super, super, super blană. Suntem aici alături de cea mai specială persoană din viața mea. Adică de nimeni altcineva decât iubita mea foarte, 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 foarte frumoasă. Uitați-vă la cât de frumoasă, uitați-vă la cât. Bună! Cred că majoritatea dintre voi o știți, este Bibi! Oficial, atenție! Iar astăzi este o zi foarte, foarte, foarte importantă, pentru că astăzi am decis să filmăm primul nostru vlog împreună. Adică primul nostru vlog împreună. Da. Cred că majoritatea dintre voi ați văzut deja din titlu ce o să facem iar astăzi. O să facem, Bibi, da, mă ajuți? Ce o să facem azi? Testul relației. Testul relației! Iar pentru acest vlog special am procurat de la magazin niște tablițe ca să fie într-adevăr special. Adică nu știu dacă vedeți, dar totul este special, totul este aranjat, totul este făcut să fie special. Guys, nu uitați să vă jucați cele mai tari jocuri pe www.gustelui.com. Este cea mai tare platformă de cloud gaming unde vă puteți juca jocurile direct online, fără să le mai descărcați direct în browserul vostru. Iar acum și mai nou puteți să vă jucați jocurile gen GTA 5, gen CSGO, jocurile astea mari direct de pe telefonul vostru mobil. Așa că, iubita, poți să joci CSGO acum de pe telefon. Da. Ia, nu mă joc jocuri, dar voi puteți o face. Intrați pe www.gustelui.com, link în descriere. O să avem și niște punctaje. Aici sunt punctajele iubitei mele frumoase. Iar aici sunt punctajele mele, urâtului de Antonio Pican. Iubitului meu frumos. Iar la finalul vlogului o să aflăm cine a câștigat și cine a pierdut. Iar cine a pierdut o să se radă în cap. Nu se rade nimeni. Nu discutați despre asta. Bun, hai, începem? Da, acum e momentul să vă credeți. Cât de multă importanță ai dat în relație. Deci, atenție că este chiar for real. Deci noi suntem foarte, foarte adevărați în acest loc, pentru că noi am ales întrebările și toată ziua ne-am gândit la era asta, chiar e foarte adevărat. Toată ziua ne-am gândit la întrebări și nu am stat o secundă să ne uităm în întrebările celuilalt. Gen, întrebările pe care o să le apăm în vlog sunt true și for real. Și de-aia chiar am foarte, foarte mare emoții, dar și la același timp sunt foarte, foarte curios. Ești pregătită? Foarte pregătită. M-am născut pregătită. Prima întrebare este, care este serialul nostru preferat? Ușoară. Gata. 3, 2, 1 și... Toy Boy! Ooo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 
scrii, eu scriu așa mai de bădă. Eu vreau să zic că tu ce frumos scrii. Mai că eu scriu prea mare. La ce sunt eu super, super, super atentă? Da? Da, da, hai, 3, 2, 1 și... Mici de detalii. Eu am scris detalii! Dai, bine! Bine! Mă, nu mă asta, aveam emoții. Serios? Da. Țin să menționez că această întrebare, cea de-a doua întrebare, este puțin cel mai grea și din ce mi-amintesc eu, știu că am spus o dată sau de două ori, nu, cred că doar o singură dată am spus răspunsul la această întrebare, adică e foarte greu și de-aia nici nu, gen, nu știu, nu am așteptări, să știi, dar e mai grea, e mai grea și asta e doar un test așa, e doar o încercare așa. Care este locul nașterii mele? Nu cred că e asta, dar ești rău. Sunt rău, mă? Mânca ta? Da. 3, 2, 1 și... Târgoviște? Nu, Câmpina. Exact, da. Păi, când mi-ai spus tu. Hai că asta e ușoară, sigură, știi, ți-am spus-o de multe, multe ori. Wow. Și mai ales acum că se apropie ziua mea. La ce oră m-am născut? Aia asta. Da. 3, 2, 1. Pe 10 la ora 10. Pentru că ești în fața de nota 10. Hai, ce drăguț. Asta sigur și sigur n-ai cum. Câte zile am stat unul fără celălalt cel mai mult? Dar exact. Stai că nu ce m-am gândit, ce prost sunt. Exact. Marcă. Stai. De zile, nu de săptămâni sau luni sau de-astea. Bine, bine. 3, 2, 1 și 36 de zile. Nu.
Ba da, o lună și o săptămână. O lună și o săptămână. 30 și am pus plus 7, 37. Nu știu, că eu am venit luni la tine, nu am venit duminică. Când... După ore de calculat, sunt 36 de zile! Eu am zis Viorelii! Eu am zis Viorelii, eu am zis! Eu am zis Viorelii, eu am zis! 36 de zile Viorelii! Câte puncte avem? Păi eu am mai multe, clar. Ce rău! Iubita, tu ai unul, eu am trei. Da. Bine, ok. Acum că intră iubita competitivă, nu mai alege întrebarea 3, sau duce la întrebarea 13 ca să fie mai grea, nu? Nu! Ce fel de paste iubesc eu cel mai și cel mai mult? Da. Haide! Haide că vrem! Carbonara! Farfale împânzite. Ce împânzite? Ce astea împânzite? Ce împânzitele astea, măi? Sunt farfalele alea, știi, de la restaurantul ăla. Nu le-ai mâncat niciodată cu mine. Ba da, alea picante, fundițele. Niciodată. Ba da. La noi la țară n-avem, avem pastii în apă fierbinte cu sos de roșii și gata, asta este, n-avem noi. Cum mă strigă mama mea frumoasă? A, știu asta. În casă, vedem? 3, 2, 1 și... Anto! Da. Da, mă. Tocu-ciocu! Da, eu te iubesc de mor, de-acolo din coros. Care a fost primul film pe care l-am văzut împreună? Pa, Antonio! Micile detalii, Antonio! A, uite, să fie bună! Tu, stai! Gata, stai! Gata. 3, 2, 1 și... Dar nu se numește așa. Se numește Bad Boy. Yeah! A știut! Foarte camera! Câți prieteni buni, dar prieteni buni am eu. Ai! Da. Ai. De fapt, cu o mică rectificare, am aici cea mai bună prietena mea, care totodată este și cea mai bună iubită, care și totodată este și cea mai bună mămică și este și cea mai bună... Mămică, dă-o iau! Nu, te grijă de mine. Ai, ce drăguț. O mică rectificare de rigoare, adică vă rog. La ce vârstă am început să cânt? Mamă, sunt... Accept două răspunsuri. Da? 3, 2, 1 și... 4 sau 5 ani? 5 ani jumate sau 6 ani? Nu stăm pe jumătăți, haide, punem punctul, că am zis 5 ani, ai spus că accept două răspunsuri. Înseamnă că primesc punctul și pentru un răspuns. S-au intercalat, deci a fost fix așa. Răspunsurile tale. Care este primul loc în care ne-am văzut? Nu te cred, întrebarea asta o am și eu! E normal că l-ai zis, că ne gândim la fel. 3, 2, 1 și... În Uber la Nea Fiorel! Ce ai scris? Ce? Eu am scris în parcarea din fața blocului meu un Uber. Gen, ai venit să mă iei? Da, în Uber. Deci răspunsul este în Uber. Da, asta clar. Fii atent întrebarea aici. Mamă, cât m-a dus capul să formulez așa. Ce am mâncat prima dată când am ieșit în oraș? După ce m-ai sărutat prima dată? N-ai mâncat nimic. Ai băut ceva? Ba da. O singur... Eu nu prea mănânc în oraș, dar atunci chiar mâncasem. Că nu mâncasem nimic toată ziua și era seara. Gata. Paste? Da, dar ce paste? Aaaa, tagliatele! Paste carbonara! Ai puiul, un 0,5 măcar. Bine. 0,5 măcar mele. Hai nu că-ți dau tot punctul. Am pus paste, nu? Îți dau tot punctul de la mine. Îți dau. Aș da puncte de la mine! Să mai fie o zi cu tine. Care este alintul preferat pentru tine? Mă bată, tata, e. Poți să pun mai multe? Două. Gen alintul preferat. Poți să pun trei, te rog? Bine, hai, trei. Dacă nu ghice, zice trei, mă super. Să mor de mă super. Poți să pun patru? Hai, că da, e de 10. 3, 2, 1 și... Da, e primul pe care l-am. Da! Vezi, nu știu mai. Da, ce drăguț, ce drăguț. Dar îmi place cum ai scris tu. Bine.
Princese, ce-am făcut așa, cuci. Tu îmi zici multe feluri și da, cel mai des da, așa am zis, princesă. Princesă, baby, iubirea mea, iubibii, îmi zici. Păi am zis prințesa mea, că asta e alintul. Da, așa am zis cel mai des. Care e primul loc pe care vreau să-l vizităm împreună? Da, exact, că nu te iert. Exact, primul loc pe care vreau să-l vizităm. Gata? Da. A 3, 2, 1, Barcelona. Ce m-ați făcut? Disneyland Paris. Da. Tu ai zis Paris, Disneyland? Da, băi, Parisul e în Disneyland. Ce frumos scrii! Parisul e în Disneyland. Ce culoare m-am vopsit prima dată? Nu! Dar ce treaba are asta cu relația? Haide. Vreau să știu eu ce-ai făcut tu în... Era sigur! Și nici m-am uitat! Care sunt cele trei lucruri fără de care eu nu concep o relație? Ia! N-ai ghicit, doamne. Fix pe primul nu ai ghicit. Încredere, iubire, atenție. Și am zis respect, încredere, iubire. Ce te uiți așa la mine? Tot să-ți dau punctul, nu? Băi, bineînțeles! Ce te-am, că sunt și un mic! Dai? Îți dau! Yeah! Unde ne-am spus prima dată te iubesc? Amândoi? Că tu mi-ai zis prima dată. Da, unde ne-am spus prima dată te iubesc? Amândoi, în realitate. Ce strâmb am scris. 3, 2, 1 și... În casa fratelui meu. Da! Cum nu-mi place, deci urăs, să fie o persoană? Sunt două răspunsuri. Hai, trei, eu am spus trei. 3, 2, 1 și... În primul rând, neatentă, da, și mincinoasă, practic și misterioasă. Și asta e. Da, asta a fost bonus de la mine pentru tine, că... Așa, ca să te iei pentru punctele alea pe care le-am dat așa. Hai că din da! Din sufletelul meu. Hai că da, dacă e așa. Ce piesă ți-am dedicat prima dată? Poți să scriu o vers, nu știu exact cum se cheamă piesa. Nici nu ne cunoșteam atât de bine și mi-a dedicat piesa asta. Normal. 3, 2, 1 și... Efes, ca un tablou, te privesc, da. Ești femeia, iubesc. The last question! Bă, eu deja am câștigat! Haide! Cât port la picior? Wow! Poți la două? Nu. Hai, pur. Unul singur. 3, 2, 1 și... 3, 6. Vino lângă mine, că așa mă simt o bine. Acestea fiind spuse, câștigătorul este clar... Bibi! Deci câștigătorul sunt este o câștigătoare clar... pentru tine, măcar, nu? Da, normal, pentru mine ești cea mai câștigătoare, cea mai frumoasă câștigătoare. Mulțumesc! Clar că câștigătorul sunt eu și vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult! Este clar că... L-am lăsat să câștige, că e pe canalul lui, nu de asta. Da. Este clar că o cunosc mai bine, dar este clar că ne iubim foarte, 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 foarte mult și suntem atenți unul cu celălalt. Tu mai atent decât credeam! Și că ținem foarte mult unul la celălalt. Chiar mă bucur că ai câștigat, vorbesc serios, că nu știu de ce, eu îl vedeam așa mai neatent, dar chiar e foarte, 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 foarte atent. Și acesta fiind spus, nu uitați să rupeți acolo butonașul de subscribe la iubita mea, aveți primul link în descriere, să dați acolo multe, multe, multe subscribe-uri, să dați acolo un follow pe Instagram, bibi.oficial și Antonio Pican și nu uitați să rupeți butonașul de like. Noi până data viitoare am fost Antonio și Bibi, vă pupăm, pa, pa! Pa!